luni, 5 septembrie și începem o nouă săptămână și de fapt încep ceea ce va fi pentru mine o nouă lună foarte interesantă, luna septembrie. Și acum mergem la Gastrobar, unde o să vedem ce se întâmplă cu un nou proiect al celor de la Ciuc. Apropo, astăzi va fi un soi de primul meu vlog despre o zi din viața mea. Hai să vedem cum iese. Și am ajuns aici unde v-am spus că avem noul proiect al celor de la Ciuc. Anul trecut am avut Ciuc Radler România Activă, din care am făcut parte și am mers 2500 de kilometri prin țară și a fost una dintre cele mai faine experiențe, pentru că am putut să mergem prin țară și să le sugerăm oamenilor să adopte un stil de viață activ. Și în același timp am văzut, cred că, unele dintre cele mai frumoase zone ale acestei țări. Și apropo de zone frumoase ale acestei țări, proiectul de anul acesta se numește România Modernă, which is foarte interesant și vreau să aflu, which is foarte interesant, asta să sune fain, și vreau să aflu mai multe de la ea. Este Diana Cosmin, ea este jurnalist de lifestyle și blogger. Am de vreo 3 ani repetat chestia asta înainte, dar nume și nu contează. Înseamnă România Modernă. România Modernă înseamnă oameni care fac lucruri cool. Oameni care fac o combinație între nou și vechi, astfel încât locurile acelea frumoase pe care le vedem prin țară și le admirăm și se par pitorești să fie nu doar pitorești, ci și cool. Despre oameni care creează, despre locuri frumoase, despre locuri redescoperite, iar toate astea le vă face colegul meu, fotograful Sorin Onișor, și cu mine. Mă, sună foarte interesant. M-am făcut foarte curios acum. Vreau să văd. O să vă pozez. Și practic o să urmărim pe o platformă. Pe platforma romaniamodernă.ro. Fiecare zi va fi un loc reprezentat printr-o poveste și o imagine. Iar la fiecare final de săptămână vom fi într-un oraș din țară, unde vom organiza alături de Ciuc Radler o petrecere foarte cool, care nu va fi asemănătoare cu nicio petrecere la care ați fost până acum. O să fie cu mișcare, o să fie cu sport, o să fie foarte inedită. Ha, și pentru că e vlogul meu, trebuie să spun că eu voi fi MC la fiecare dintre aceste evenimente din țară. Ce vă pot spune, nu o să vă spun încă exact datele, dar o să ne vedem așa, la Timișoara, la Brașov, la Constanța și la Iași. Nu neapărat în ordinea asta. Diana, eu îți urez multă, multă baftă. Mulțumim. Și sper tare mult să ai parte de o super experiență. O să fie, mulțumim! Ha. De când am ajuns aici, îmi doream să vin și să stau în chestia asta, că e foarte tare. Îmi plac cam toate proiectele care țin de lucruri noi, care au legătură cu descoperiri, care au legătură cu tot ce înseamnă, să zicem, o zonă mai inovativă și o zonă activă, oricum, pentru că așa cum a fost și România Activă, care a fost un îndemn la sport, un îndemn la mișcare, cumva și România Modernă, sunt sigur că este tot ceva de genul acesta, pentru că finalmente a descoperi locuri noi înseamnă a fi în mișcare, înseamnă a fi un om activ și înseamnă a te duce să le descoperi. Ca să te duci să le descoperi, trebuie să mergi. Astăzi vă propun să mergeți mai departe cu mine. Vreau să vă arăt ce fac eu într-o zi normală. Bă, au un talent să vă opească, să nu zică nimic ca o leneșeză. Ce faci? Ce-i asta? This is my vlogging setup. Am înțeles. Robi, ți-au ruginit frânele, să știi, discurile. Prietenul meu, Nadir, are un service și se ocupă cu modificări de mașini. Un Bentley. Uite cum se vede un Bentley pe sub un Bentley. Uite, o imagine pe care n-ai văzut-o niciodată, vezi? Da, cele mai bune asigurări la el să faceți. Așa, așa. Uite, diferența dintre noi doi. Vezi? Suntem literal la fel. Lumea îl confundă pe stradă și nu mai strigă câteodată Grecu și mi-a zis, băieți, Nadir. Uite, am bicicletă. Are și bicicletă, vezi? Nu ne-am mințit. Cu ea am venit astăzi. Uite, dovadă. Mi s-au rupt. Bun asta. Mă duc la bancă, depun banii, după aceea la prieten, după aceea la alergat. E deja o fără 20.
Bun, m-am schimbat și acum hai la alergat. Nu, 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 că nu filmează. Stai, că nu filmează. Trebuie să dai drumul să filmeze, nu-i dai drumul. Bună seara, bună seara, ce mai faceți? Bine ați venit la Embassy, frumos toată lumea aici. Grecule, ce facem, mă, Fulger? Chiar Fulger. O poză cu Fulger, ceva, boss? Face bine, a? Ne tai tu la montaj, știi tu. Care bere, bere? Un ceva, un cartof prăjit, ceva, un profiterol mai încolo. Gata cu alergatul. 6,84 de kilometri în 37 de minute, o viteză medie de 5,25. Gata seara cu băieții, gata alergatul. Hai acasă că e târziu.